Bine v-am găsit, pasionați ai utilajelor! Tranzităm o perioadă dificilă, marcată de întârzieri pe lanțul de aprovizionare și majorări de prețuri, inclusiv în industria echipamentelor de construcții. Lipsa semiconductorilor, a componentelor esențiale și scumpirea materiilor prime, toate acestea pun în dificultate achiziția de utilaje noi. Prin urmare, cea mai la îndemână variantă rămâne cumpărarea unui echipament la mâna a doua. Totuși, înainte de a face o astfel de achiziție, trebuie să fiți atent la câteva aspecte esențiale, mai ales că un utilaj defect înseamnă mai mult decât cheltuieli suplimentare. Înseamnă punerea în pericol a dumneavoastră și a celor din jur. Tocmai de aceea, înainte de a cumpăra un echipament second hand, este important să-l verificați în detaliu și să vă asigurați că acesta este în stare bună de funcționare. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să dați o roată în jurul utilajului și să vă asigurați că totul este la locul său. Trebuie să verificați dacă sunt elemente deteriorate sau dacă ultimul proprietar a omis să pună ceva la locul lui. Căutați urme de lovituri sau zone ale caroseriei care au fost afectate de eventuale coliziuni. În vacarmul operării unui echipament de construcții, este dificil să observi o avarie exterioară chiar în momentul în care aceasta s-a produs. Al doilea lucru pe care trebuie să-l verificați este uzura anvelopelor. Dacă acestea sunt crăpate sau deteriorate vizibil, înseamnă că utilajul respectiv a fost aspru exploatat sau nu a fost îngrijit corespunzător. Totodată, presiunea din anvelope trebuie să fie conformă cu specificațiile producătorului, așa că este indicat să verificați și nivelul aerului din ele dacă plănuiți să faceți achiziția. Situația nu este cu mult diferită de un autoturism în acest caz. 3. Verificați dacă există scurgeri de la motor, cum ar fi uleiuri sau lichidul de răcire. Totodată este important să aflați dacă nivelul acestor lichide, vitale pentru bunul mers al utilajului, este optim. Și dacă tot am deschis capota, inspectați bateria și asigurați-vă că nu sunt semne de coroziune. Îndepărtați filtrul de aer și verificați să nu existe zone blocate de mizerie sau deteriorate. Controlați și nivelul de antigel și asigurați-vă că radiatorul nu este deteriorat. Totodată, grilajul radiatorului trebuie să fie în stare bună și să nu fie obturat de corpuri străine. Inspectați până și țeava de eșapament, întrucât aceasta este adesea lovită, ruginită sau găurită, iar acest aspect poate constitui un impediment major în evacuarea noxelor, deci un blocaj pentru motor. Numărul 4 pe lista noastră de verificări este cabina. Căutați fisuri sau crăpături ale geamurilor și parbrizului. Inspectați manetele și joystick-urile și asigurați-vă că acestea funcționează. Gradul de precizie al acestora indică modul în care a fost folosit utilajul și cât de des. Manete și joystick-uri în stare bună înseamnă o folosire moderată și preocupare pentru mentenanță. Verificați și celelalte componente din interior, între care scaunul operatorului, centura de siguranță și butoanele de pe panoul de control. Aceste elemente sunt printre cei mai buni indicatori ai uzurii utilajului. Așezați-vă pe scaunul operatorului și testați dacă modul în care sunt așezate comenzile vi se potrivește. Trebuie să existe o chimie între operator și utilaj încă din prima clipă. Dragoste la prima vedere! Ultimul lucru pe care trebuie să-l faceți înainte de achiziție este să porniți utilajul și să testați comenzile. Verificați sistemul hidraulic și asigurați-vă că furtunurile și cilindrii nu sunt deteriorați. Căutați scurgeri și acordați mare atenție componentelor hidraulice. Presiunea este esențială pentru bunul mers al unui utilaj și pentru îndeplinirea sarcinilor dificile. Mergeți pe linia brațului și căutați urme de sudură sau revopsire. Acestea pot ascunde defecțiuni serioase ale utilajului. Cupele, lamele sau alte atașamente sunt indicatori clari asupra modului în care a fost exploatat un utilaj, așa că analizați gradul acestora de uzură și stabiliți dacă necesită înlocuire. Dacă da, e un bun punct de plecare în negocierea prețului corect. Noi trebuie să ne oprim aici. Până data viitoare, să auzim numai de bine!